Riva, pregătit pentru meciul cu voluntari? Da, da, da. Mai avem câțiva zile să ne pregătim și mai bine. Și da, dar cred că echipa arată bine și suntem toți pregătiți. Voluntarul este o echipă care are 5 înfrângeri consecutive, n-a câștigat deloc în 2023. Crezi că vin mai motivați? Sunt mai motivați? Da, eu cred că când ai înfrângere, aștepți următorul meci să câștigi. Și sper și cred că nu o să fie cu noi. Să se revină după. Și de asta mergem cu gândul ăsta acolo, să câștigăm meciul. Sunteți învingători de fiecare dată pe un problem în 2023, din nou victoria? Da, sper. Noi la fiecare meci vrem să câștigăm, că suntem Craiova, echipa mare și acasă și în deplasare intrăm cu gândul să luăm cele 3 puncte. Mai sunt 4 etape până la finalul campionatului regular. Ar fi mulțumitor un loc 3? Da, da, da. Cred că important e să facem cât mai multe puncte acum în ăsta ultime meciuri de sezon regular și vedem unde terminăm și în la play-off e un alt campionat și cred că avem echipă să ne batem acolo sus. Tatăl tău cum mai vine? Cum s-a simțit la Craiova? Bine, s-a simțit foarte bine, adică a stat puțin aici, dar le-a plăcut atmosfera meciului, stadionul, a venit și aici la bază și le-a plăcut. Adică, da, a fost foarte bine primiți de toți și le așteptăm, mai vedem când vine, încă nu se știe. Prin oraș l-ai dus? A văzut orașul? Nu, că n-am avut timp, că după meci am avut refacere, a venit aici la bază și după trebuie să plece, dar când mai vine, îl mai scot pe aici. Ce a zis despre echipa? A zis că suntem o echipă bună, le-a plăcut foarte mult cum am jucat meciul ăla cu Hermannstadt. A zis că nu a fost un meci ușor, pentru că și ei au stat foarte bine prin teren, au stat foarte închiși, dar a zis că echipa s-a descurcat foarte bine și le-a plăcut ce a văzut. Ce jucători a pus ochii pe el? De mine? Nu, le-a plăcut de toți. A zis că avem o echipă foarte bună și da, și a zis și de golul lui Ivan, care a fost un gol foarte frumos. Adică a remarcat golul lui Ivan, că chiar a fost un gol foarte frumos. Ai urmărit meciurile de Champions League? A fost un meci care ți-a plăcut în mod special? Da, da, am urmărit și care mi-a plăcut a fost altăieri cu Liverpool și Real Madrid. A fost un meci foarte frumos, cu multe goluri și cu un brazilian, Vinicius, că a jucat foarte bine și meciul ăsta mi-a plăcut foarte mult. În seara asta CFR are vreo șansă? Da, de ce nu? Are șansă. Meciul trebuie să joci. De ce să nu aibă șansă? Nu o să fie ușor, că Lazio e o echipă extraordinară de bună, dar are șansă. Fotbal trebuie jucat. Nimeni nu câștigă un meci dacă nu joci. Trebuie jucat și vedem. În lupta pentru titlu, câte echipe vezi? Eu zic că tot 6 care sunt acolo au șansă. Adică cei care câștigă mai mult, până la urmă să ia titlul. Dar toate 6 echipe, eu nu cred că vreo echipă care se califică acolo să nu aibă nicio șansă, să stea doar acolo. Nu, eu cred că toți care intră acolo rămâne cu gândul de câștiga titlul și de prinde locul din Europa. Care ar fi a 6-a echipă care ți-ai dorit tu? Sepsi, Petrolul, FCU? Sincer, pentru mine nu contează. Eu doar mă gândesc la echipa mea, la Craiova. Adică noi să fim acolo și noi să fim acolo sus, asta e ce contează pentru mine. Ce ar fi pentru tine titlul cu Craiova? Senzațional. Că echipa mare, un oraș care iubește fotbal și dacă reușim să luăm titlul, știm că e foarte greu, nu e ușor, dar până la urmă eu sunt încrezător, știu că lumea nu prea ne bagă în calcul, dar până dacă avem 100, o singură 100 de, nu 100, 1% de șansă, eu o să cred din 1%, nu contează. Până avem șansă, eu o să cred până la sfârșit.